Iepurașul social-democrat la Văleni, Pucioasa și Târgoște. Organizația de femei a PSD Dâmboța, fiind organizație cu preponderența a mamelor, are în atenție copiii. De aceea, marți, s-a vizitat școala Iosif Gavra, clasa 0 din localitatea Văleni din Dâmboța, unde au fost împărțite cadouri fiecărui copil. Toți micuții s-au bucurat de dulciuri, iepuraș de ciocolată și ouă roșii pentru a simți venirea sărbătorilor pascale. Organizația de femei a PSD Dâmboța nu uită nici bătrânii. Tot marți, o delegație a femeilor social-democrate a mers la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Pucioasa. S-au împărțit cozonaj, dulciuri, ouă roșii pentru ca masa sfântă a sărbătorilor pascale să umple inima de bucurie tuturor bătrânilor aflați aici. De asemenea, câteva familii defavorizate cu mulți copii vor fi vizitate și se vor împărți bunătăți pentru a sărbători în liniște evenimentul pe care toți creștinii le așteaptă cu bucurie. Peste 100 de familii din municipiul Târgoviște vor primi de asemenea alimente în preajma sărbătorilor pascale. Organizația de femei a PSD Dâmboța transmite tuturor dâmbovținilor sărbători cu căldură în suflet, cu liniște și cu speranță că lucrurile vor intra în normalitate. Organizația de femei social-democrate în toată această săptămână desfășoară o serie de acțiuni caritabile. Ieri am avut la Găiești, la centrul de copii, o acțiune prin care am oferit daruri acestora. Astăzi se desfășoară o acțiune la școala Iosif Gavra din Văleni, Dâmbovița și de asemenea vom desfășura o activitate la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială din Pucioasa, unde de asemenea vom încerca să oferim bătrânilor din Centrul de Îngrijire o serie de daruri pentru a le face aceste sărbători mult mai frumoase. Vreau să vă spun că pe întreg parcursul săptămânii vom desfășura și alte activități individuale, daruri pe care le vom oferi familiilor defavorizate și vom încerca să fim toată această săptămână în mijlocul celor care au probleme. Dacă îmi permiteți, în ultimul rând, aș vrea prin intermediul dumneavoastră să doresc tuturor cetățenilor județului Dâmbovița un Paște fericit, în liniște, cu multă bucurie alături de familie și să asigurăm că noi, femeile social-democrate, ne vom afla în permanență în mijlocul dumnealor și le vom asculta problemele și vom fi alături și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru ca viața dumnealor să fie mai bună.